Mă adori? Da. Mă iubești? Asta e un cuvânt greu, prinț. Știu. Când zici te iubesc, nu știu cum să-ți explic. Hai să simți. Exact. Știu dacă mă iubești, nu mă face decât să fiu cel mai fericit om din lume. Și dacă nu mă iubești? Nu te iubesc. Nu pot să iei așa. Oh, dar cum o iau? Acum nu te super că nu zic eu. Dar nu... Ce ai, dragă? Da. Gata, lasă-mă. Că uite, m-ai enervat chiar. Ia uite-ți. Ce plâng. Nici eu. Că tu nu mai... Tu nu mai iubești cum te iubesc eu. E corect. Că eu te iubesc mai mult. Și tu nu. Nu nimic. Așa e, sunt într-o relație. Unul iubește mai mult și altul mai puțin. Și eu sunt aia care iubește mai mult și tu ești cel care iubește mai puțin. Nu mai zic nimic. Tăcem că bine facem. Nu, e adevărat. Trebuie să vorbești. Trebuie să simți. Și să spui. Exact. Dacă simți. Mai întâi trebuie să dovedești. Să simți. Las-o, naiba, că m-ai dus pe câmpie. Și m-ai lăsat dus... acolo. Nu, da. Ba da, m-ai dus acolo, m-ai tras așa cu vorbe frumoase, cu nu știu ce m-ai luat și când am ajuns acolo și ți-am spus că am ajuns în mijlocul câmpiei, te-ai dus ușor așa și eu nu te mai văd. E extraordinar. Uite-mă aici. Păi da. Păi da. Păi și? Păi și cum te-am lăsat, nu vezi să sunt lângă tine. Păi da, da. Trebuie să înțelegi și am. Bine, am înțeles. Că știu că ai înțeles. Mă ia tu să-și mine să spun. Asta e. Nu-i nimic. Mă mulțumesc și cu asta. Băi, nu o lua așa, că mă faci să mă simt prost. Păi nu, mă mulțumesc și cu asta. Gata, închide subiectul. Nu, stai liniștit că mă mulțumesc și cu asta. Nu contează. Bare m-am aflat că sunt cea care... Și tu care... Stai liniștit, sunt bine. Hai de capul meu ce... Nu trebuie să spară. Îmi place actoria ta. Cum poți să o numești așa? Ce? Cum poți să o numești așa? Păi nu, faza cu lasă-mă că sunt bine. Păi nu, chiar sunt bine. Și o să mă obișnuiesc cu idee. Chiar nu credeam. Ce nu credeam? Într-o relație așa se întâmplă. Credeam că atunci când mă simte și celălalt. Tina, ce faci tu acum? Ce fac? Ce faci tu acum? Ce fac? Păi eram mai devreme bine, ne la țigare, ne răcoream afară, în parc. Ți-a venit deodată așa, zic. Ce mi-a venit? Gata, las-o așa. Ce mi-a venit, zi-mi? Să vorbești. Și ce, trebuie să tac? Nu. Păi trebuie să vorbesc, trebuie să mă las să vorbesc. Asta ți-ai dori să vorbești, să mă exprim, eu mă exprim. Dacă așa, dacă vrei să-mi tai iar așa și să nu mai spun niciun sunet, eu nu mai spun și nu mai spun nimic. Nu așa. Exprimă-te. Păi și? Lasă-mă. Păi te-am lăsat. Păi și? Asta e. Ce să fac? Nu mai continuă cu astea, atâta, te rog. Păi ce vrei să fac dacă inima nu... Nu ce? Nu tace. Nu tace? Nu. Eu ce să fac? N-ai ce să faci. Păi n-ai ce să fac, vreau să vorbesc. Că până acum n-am lăsat.
stăteam. Păi nu, eu stau. Păi, tu stai. Păi și stăm amândoi. Eu nu. Tu de ce nu? Eu acționez. Așa da. Tu nu. Tu nu. Ce eu nu? Tu nu acționez. Cum nu acționez? Păi bă, că nu acționez. Eu am acționat mereu. Și acum lași pe mine? De. Păi nu cred, acum cred că ar trebui amândoi. Amândoi? Păi și simți că eu nu fac lucrul ăsta? Simt că-l faci. Păi și atunci? Dar tu ești cea care face și eu cea care spune? Ai ceva de gen. Păi da, da. Poate uneori ai nevoie și de vorbă. Doar de fapte că... Că ce? Pe mai mult decât fapte. Adică dacă tu acum te îmbraci cumva și tu mă întrebi, îmi stă bine așa? Sunt frumos? Sau așa și nu-ți spun, da, ești frumos, îți stă bine. Ce exemple dă ea? Cum poți păi să nu se compară lucrurile astea. Nu, dar eu îți fac, stau păi așa. Dar nu se compară, nu comparația nu-i bună. Este foarte bun. Da. Nu. Nu se compară ceea ce simți cu ceea ce ai pe tine. Nu, asta era ideea. Trebuie să înțelegi care era ideea. Măleu. Măleu. Și nu mai fugi. Nu fug. Și de când am mai râs așa cu tine și nu m-am mai simțit atât de bine? De când? Din seara aia, din dormitor, de la mamă. Mamă. Serios? Serios. Vezi, ușor, ușor. E ușor, dacă ușor. Dacă mă lași. Păi te las, am înțeles. Te lasă-mă și nu mai vorbi când vreau eu să zic ceva. Păi nu, că și-am înțeles. Acolo e tanchi. Păi nu, da. Poate. Scoate de vreun piu, piu. Doamne, ce-am făcut? Bate. Bate, stai păi liniștit. Bate, da. Și n-are nici gheață pe ea. Nu vorbește. Nu are gheață pe ea. Păi dar de ce nu piuie sau? Păi piuie, ia pune căpușorul și ascultă. Mamă, ce frumos spune. Ai văzut? Da, verifică la valiera, da, amândoi. Hai, plăci. Trebuie să verific. Nu ai verificat?